Ce vrei să mănânci? Nu mi-e foame. Cum adică nu ți-e foame? Îi mai chema la restaurant să spui că nu ți-e foame? Poți vorbești puțin mai încet, te rog? Chiar am ceva important de făcut. Dar spune măcar ce faci de important, ca să înțeleg și eu. Jura că steaua de seară. Pun și un bilet la pariuri. Am dreptul ăsta? Te rog, bagă-mă și pe-ne seama puțin, măcar puțin. Ionuț! Paule, dar nu pot să facă nimic cu omul, bă, de curat, dar nu pot să facă nimic. Nu pot, n-am libertate să fac nimic. Ce? Nu poți să crezi. Păi normal că nu poți să crezi, că tu nu poți să crezi niciodată nimic, măi. Tu nu poți să crezi nimic. Eu. În continuu, tu. Mă duc un pic să iau niște aer. Ce? Așa, da, am văzut că n-ai avut o seară chiar reușită. A, da. Nu știu ce se întâmplă cu el în ultimul timp, dar... Îmi pare rău. Dacă vrei, pot să încerc eu să-ți fac seara un pic mai reușită. Dar n-am cum să-i fac asta, îmi pare rău, adică. Okay. Scuze. Auzi, știi ceva? Parcă aș mânca ceva totuși, adică simt că mi s-a făcut foame. Asta e bine, pentru că am oprit eu foarte bine la gătit. Dar să știi că eu gătesc doar acasă. Și ce contează? Adică mi-e foame. Ok, hai să mergem. Te rog, e frumos să mă ajuți. Pe bune, simt că o pierd. Dacă nu mă ajută cineva, simt că o pierd. Da, o să te coste ceva. Oricât, aia e. Da, oricât. Muzica e cel mai bun. Așa e. Rezolvăm o seara asta, bine? Bătem palma? Dai banii după, da? Vorbim de bani, da. Mersi, mă, mersi. Stai liniștit. Salut. Idiotul dracului! Ai reușit? E gata, am rezolvat-o. Am ținut-o 30 de secunde în pace, după aia am trimis-o direct la spăla vase. Deci fii atent, că ce lucrare ți-am făcut eu ție aici? Asta te ține o viață întreagă. Păi mersi mult de tot, bă, mersi mult, mi-ai salvat căsnicia. Mersi mult, cei mai tari sunteți, cei mai bune servicii. Nici o problemă, rezolvăm și cu banii, da? Rezolvăm, da, dăm cont orice. Mersi din nou, mersi încă o dată. Bine, să fiți sănătoși și să vă țină. Te-am pupat, papa. Femeia ta îți spune că ești cel mai prost bărbat din lume. Tot ce are nevoie e să întâlnească un bărbat mult mai prost decât tine, iar tu o să-i pari cel mai bun bărbat din lume. Hai cu femeia ta la mine și până pe 30 august ai reducere la dezamăgiri totale. Pachetul Gold constă în 30 de secunde în pat, iar după aceea, imediat, comportament de mitocar. Salvează-ți relația. Nu merge la terapie de cupluri sau alte lucruri care nu funcționează. Apelează la mine, dezamăgitorul care nu dezamăgește. Schimbi tu mizeria asta de serial odată, că vreau să mă uit la meci. Sigur, iubitul meu, ia uite la ce vrei tu. Găsesc eu altceva să fac. Te iubesc.